ziua, vă salută Tatiana. Vom continua proiectul început astă noapte și chiar dacă este dimineața foarte devreme, pot să vă spun că m-am chinuit foarte mult după ajornamente, nu reușeam să găsesc videocamera. Între timp, eu am încercat modul în care putem executa ultimul rând, partea finală al acestui micuț suport pentru căniță. Bineînțeles, reamintesc din nou că mărimea acestuia va fi în funcție de firul cu care veți lucra și de dimensiunile croșetului. Eu lucrând cu un fir subțire, bineînțeles că dimensiunea este mult mai redusă. Acum, de fapt, fiecare rând va fi în același mod. Dacă vă amintiți, între aceste grupe de evantaie, să le numesc, am avut două piciorușe scurte de culoare albă. Noi vom intra cu croșetul în unul din aceste piciorușe, în felul acesta, și voi face un picioruș scurt. Eu sper să se vadă ceea ce realizez. După aceea voi intra exact în corespondența unde unim cele două, primele două grupe, cele formate din câte două piciorușe duble. Deci, practic, vom merge pe marginea acestora. Am făcut un nou picioruș scurt, mă voi urca în sus în corespondența următorului spațiu, unde am închis piciorușele duble. Voi urca din nou în sus, în felul acesta. Eu am încercat să văd modul în care se poate realiza și această parte. Deci, practic, facem piciorușe scurte. Vă voi arăta imediat pentru a înțelege mai bine. După cum vedeți, acesta este un grup de evantaie. Acesta este cel de-al doilea grup. Noi vom face piciorușe scurte în locul unde aceste grupe se unesc. Deci vom trece de jos la primul spațiu unde s-au unit cele două grupe, la cel de-al doilea spațiu, la cel de-al treilea spațiu, după care vom intra în ultimul spațiu, iar aici vom face, în corespondența fiecărui picioruș dublu, vom face câte un picioruș scurt, în felul acesta. Peste tot vom lucra în acest mod, așa cum vă prezint eu acum. Am ajuns în corespondența celor două ochiuri de lanț care separă piciorușele duble. Aici vom face două piciorușe scurte și continuăm cu piciorușe scurte în corespondența fiecăruia dintre piciorușele duble. Am ajuns în locul unde evantaiele sunt unite, deci voi face și aici un picioruș scurt, după care întorc lucru și mă întorc în jos. Nu trebuie să strângeți foarte tare. În acest moment, vedeți, intru în acest spațiu. Sper foarte mult să se vadă. Voi face un picioruș scurt, după care voi trece în spațiul următor. Voi face următorul picioruș scurt. Nu strângem prea tare, deoarece apoi se va trage prea mult firul și lucrarea nu va sta așa cum trebuie.
Deci aceasta este toată șmecheria. Am ajuns jos, voi intra în corespondența primului picioruș scurt, lucrat în culoarea albă. Întorc lucrul din nou. Bineînțeles, în momentul în care va fi călcat, lucrarea va sta cum trebuie. Deci am intrat în corespondența primului picioruș scurt, acum voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș scurt, lucrat în culoarea albă. Sper foarte mult să înțelegeți. Felul acesta. Iar acum, din nou, urc în sus, trăgând firul în modul în care să creez acele piciorușe scurte. Vedeți că este un pic dificil. Trebuie să fim atente la fir. Acum mă ridic din nou în sus. Mulțumesc din nou tuturor celor care sunteți alături de mine. Bun venit noilor înscriși. În felul acesta. Și iar acum din nou vom intra în corespondența piciorușelor duble cu care am terminat fiecare dintre petalele acestui suport și vom face piciorușe scurte. Sunt în corespondența celor două ochiuri de lanț. Aici este nevoie de foarte multă atenție pentru a realiza această porțiune. Eu m-am uitat cu foarte mare atenție la fotografia trimisă de doamna Viorica și pentru a reuși să disting modul în care doamna respectivă a lucrat, deci știți foarte bine că lucrez după fotografia trimisă de către o doamnă foarte dragă mie. De fapt, toți îmi sunteți dragi, toți. Am spus de multe ori și repet și acum, viața este atât de scurtă că fiecare persoană care ne este aproape merită să fie iubită. Și vedeți, o luăm pe căi străine. De aceea este nevoie de foarte multă atenție. Intrăm în locul greșit. Trebuie să fim foarte, foarte atente. Am spus, o luam pe căi străine și mi-am adus aminte de un cântec. Dacă nu mă înșel, doamna Sava Negrean Brudașcu îl cânta, cel cu florile de liliac. Așa. Am ajuns din nou în corespondența piciorușului de culoare albă. Voi face din nou un picioruș scurt aici. Voi întoarce lucrarea. Voi intra în cel de-al doilea picioruș
scurt de culoare albă, după care din nou mă voi ridica în sus. Deci în felul acesta vom reuși să finalizăm modelul trimis de către doamna Viorica. Acum, cine nu lucrează croșet, bineînțeles, nu va înțelege prea multe lucruri, însă doamnele care sunt pasionate de acesta, cu siguranță înțeleg ceea ce eu realizez aici. Am ajuns în corespondența celor două ochiuri de lanț de separare. Cred că am fost destul de explicită până acum. Voi continua să lucrez singură și ne vom întâlni la sfârșitul lucrării. Voi da și o un pic și cu firul, cu ferul de călcat, scuzați, încă nu mi-am revenit bine, am dormit foarte puțin noaptea aceasta. La mine deja este foarte, foarte devreme, deci m-am culcat după miezul nopții, iar la 3:40 eram deja în picioare din nou. Apoi va fi duminică, va trebui să încarc să termin acest proiect și, așa cum spuneam, în momentul în care voi termina, voi călca un pic lucrarea și astfel dumneavoastră veți vedea exact rezultatul final. În speranța că doamna și doamnele, restul doamnelor au înțeles ceea ce am făcut aici. În cazul în care cineva are o neclaritate, vă rog să-mi scrieți în comentarii, iar eu voi veni cu explicațiile de rigoare. Deci voi continua singură și ne întâlnim la sfârșit. Apoi vom face o comparație între ceea ce am realizat eu și fotografia trimisă de doamna Viorica. M-am reîntors la dumneavoastră, deși spuneam că voi reveni cu modelul terminat. Însă vreau să arăt doamnelor care lucrează modul în care vom închide lucrarea. Deci am făcut piciorușe scurte pe parcursul ultimului evantai, iar acum, exact la primul rând de unde am început această cu această culoare, cu alb, voi cobor în jos, exact în modul în care v-am explicat deja. Eu sper să fiu cu camera în punctul corect și dumneavoastră să puteți vedea. Am ajuns în corespondența piciorușului alb pe mijlocul acestei floricele. Vedeți, acum voi scurta firul. Voi închide lucrarea. Iar firul mi-l voi trage de dedesubt,
felul acesta și mi-l voi ascunde aici, undeva. După care voi ascunde capătul de fir, așa cum vă spuneam, iar apoi voi pune în ordine acest mileu, acest suport pentru căniță și voi reveni cu prezentarea finală cu el, cu suportul călcat și veți vedea atunci ce notă merit. Voi lăsa la atitudinea dumneavoastră. Oricum pentru mine a fost o sfidă, pentru mine orice lucrare nouă este o sfidă, mai ales cele pe care le realizez urmărind doar fotografia, pentru că să știți că nu este ușor să lucrezi după o fotografie. Trebuie să ai chiar un ochi foarte, foarte atent și, bineînțeles, manualitate, un pic de experiență pentru a reuși să realizezi o lucrare după fotografie. Acum, eu nu vreau să-mi fac niciun elogiu, pentru că nu ar fi corect din partea mea. Nu este frumos. Am vrut doar să precizez că este dificil să lucrezi după o fotografie. Voi ascunde și acest capăt de fir, după care eu mă voi reîntoarce la dumneavoastră cu produsul final. M-am reîntors. Acesta este produsul final. Așa cum spuneam, un suport perfect pentru căniță. Voi încerca să las camera un pic mai jos, să puteți vedea. Mie îmi place cum a ieșit, sincer vă spun. Din nou vă arăt fotografia doamnei. Așa, ce spuneți? Seamănă. Doar că al meu este în culori diferite. Acum las la aprecierile dumneavoastră. Eu sunt foarte mulțumită că am reușit să finalizez și acest proiect. Așa cum vă spuneam, foarte bine se așează aici o căniță de cafea. Chiar și fără farfurioară, voi încerca să las trepiedul mai jos, în modul în care dumneavoastră să puteți vedea mult mai bine. Voi face modul în care să îndrept camera să se vadă. Uitați-vă, arată foarte, foarte plăcut. Așa. Cred că pentru a servi cafeaua pentru două persoane este ceva minunat, bineînțeles și pentru mai multe. Eu atât am dorit să vă prezint astăzi. Sunt Tatiana, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și nu uitați să lăsați un like, un comentariu dacă v-a plăcut ceea ce am realizat. O zi frumoasă tuturor, o duminică binecuvântată și ne vom reîntâlni cu noi tutoriale. La revedere!